Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Omul între cer și pământ. Așa cum v-am obișnuit din emisiunile anterioare, voi continua astăzi cu prezentarea tipurilor constituționale și la rând vine tipul constituțional metal. Sigur că viața și oamenii nu se încadrează în anumite tipuri, Apropo de aceasta, este o parabolă cu un maestru taoist care avea un ucenic foarte devotat și se plimbau împreună pe malul unui râu. Atmosferă liniștită, totul frumos, iar ucenicul întreba pe maestru: Maestre, când o să obțin iluminarea? Ajutat să mă ajutați, mă învățați să obțin iluminarea? Cum este iluminarea? Și șirul de întrebări continua fără întrerupere, la care maestru îl oprește și zice fă puțină liniște. Ai auzit păsărele cum cântă? La care el zice nu. E vezi, dacă vrei să începi cu iluminarea, începe de aici. La care ucenicul zice, păi și dacă n-aș fi vorbit și aș fi ascultat păsărelele, ce mi ați fi răspuns? Același lucru. Începe de aici. Cu alte cuvinte, Încercarea minții noastre de a categorisi întâmplările, ființele, viața, este sortită eșecului de la bun început. Dar nu ne lăsăm păgubași, pentru că mitul lui Sisif, care trebuia să împingă din nou și din nou o stâncă și să rea munca de la capăt, este de fapt mitul minții noastre. Mintea noastră, fiind un instrument, extrem de bun pentru analiza logică și rațională a unor decizii, hotărâri și situații. Numai că ea este concepută să lucreze cu categorii. Pentru că nu poți la fiecare experiență care se repetă asemănătoare cu altă experiență care a avut-o în trecut, nu poți să rei din nou toată analiza pentru că ți-ai pierde toată viața în felul ăsta. Deci mintea Scurtează un pic acest drum. Numai că, de la această scurtare și ușurarea sarcinii, dintr-o dată suntem tentați, și mintea ne ispitește să, să ne fie mult prea ușor, ca să spun așa, și atunci să intrăm cu situația, omul, în exact categoria care am mai trăit-o cândva. Și atunci, dacă un om face un gest asemănător cu un alt gest care ne-a rănit cândva, nu mai stăm să analizăm dacă omul respectiv exprimă cu totul altceva și considerăm că deja ne-a rănit. Poate ajungem să-l și urâm, deși omul respectiv nu ne-a făcut realmente nimic și poate că în sinea lui și în întrebarea care ne-a pus-o exista multă căldură și sinceritate care nu am avut răbdarea și calmul necesar pentru a dezluși aceste lucruri. Pe de altă parte, acest element de metal care taoiștii atunci când descriu ciclul primordial, primul ciclu al celor cinci elemente când s-a creat lumea, apă, foc, lemn, metal și pământ, interesant, vedeți că tot apa este leagănul vieții și în filozofia taoistă, dar metalul își vâră codița ca să spunem așa, în uh, acest ciclu, metalul însemnând uh, ideea de justiție și dreptate, justiție divină sau justiție omenească, înseamnă ideea de adevăr, adevărul relevat printr-o cunoaștere profundă, cunoașterea intuitivă, cunoașterea care ne dă cel de-al treilea ochi, așa cum spun budiștii, cel cu care vedem. Adevărata fața lumii, nu acea cunoaștere intelectuală care are limitele ei date de cele cinci simțuri. Este vorba de relația metalului în corpul nostru cu îmbătrânirea. Culoarea metalului este culoarea albă. De aceea, când începe procesul de îmbătrânire, ne și schimbăm culoarea părului în culoarea albă, și așa mai departe relația pe care o avem față de viață și față de moarte. Uh, Însă uh, unul din înțelepciții taoiști care a scris Tao Te Ching a trebuit atunci când a părăsit această lume să iasă prin punctul de la apus, vama din apus care simbolizează ca punct cardinal tot elementul metal. Deci, un loc prin care uh, viața unei ființe se sfârșește pentru a intra, sigur, într-un alt ciclu de evoluție și de transformare, pentru că toate lucrurile în Univers se petrec ciclic. Așadar, în acest ciclu de creație a Lumii a fost uh, prevăzut acest element care înseamnă moartea și raportul vieții cu moartea. Aici aș putea spune că este un punct de inflexiune sensibil între budism și taoism. Sigur că există nenumărate influențe și amestecuri, nu trebuie să uităm acest lucru și nu vorbim aici de un punct de vedere superior celuilalt, facem doar o comparație la nivelul nostru de cunoaștere. În budism se vorbește de multe ori de patru elemente, ocultându-se cu bună știință într-un fel. Elementul acesta, metal. Căci metalul face într-un fel să apară o discuție referitoare la viață și la moarte, referitoare la viața de apoi și reîncarnare. Și așa există, în felul acesta, mai multe curente psihologice și păreri, fiecare cu argumentele și opțiunile sale. Elementul acesta de metal. Este un element care pe mine mă ajută foarte mult pentru că acul de acupunctură este format din metal. Curios, nu? Să redai viață folosind un element mort. Să redai viața folosind simbolul morții. Este, într-un fel sau altul, și acest lucru o dovadă a faptului că nu există cu adevărat contrarii, ci doar lucruri complementare de altă parte, pielea, organul acesta care, din punct de vedere fizic și doar fizic, ne separă de lumea înconjurătoare, este dependentă de plămâni și de intestinul gros, care reprezintă în corpul nostru elementul metal. Chiar pielea are o caracteristică interesantă pentru că de la baza ei până spre partea exterioară celulele se nasc, se dezvoltă, cresc, încet încep mor și se transformă în cheratina, substanța care formează în cele din urmă pielea noastră și se descoamează. Deci, în pielea noastră, viața și moartea există în straturi succesive. Apropo de acest lucru, în tehnica de acupunctură, profunzimea la care ajunge acul, epiderm, derm, hipoderm, cele trei straturi ale pielii, are o relevanță pentru efectul produs. Însă, este interesant că, acționând cu un metal, începând elementul de metal, iată că stimulăm și ajutăm organismul să se vindece. De fapt, dacă ar fi să vorbim din punct de vedere pur fizic, imunitatea care este dependentă de intestinul gros, este reglată extrem de puternic. Intestinul gros ajută și la eliminarea deșeurilor care nu mai sunt folositoare vieții din care s-au extras substanțele nutritive, a fost separat ce e esențial de ce nu este esențial. Dar într-un fel sau altul, din punct de vedere simbolic, metalul ne îndrumă. Ne ajută să esențializăm ceea ce este în noi, să vedem Ceea ce este cu adevărat important, ceea ce trebuie să păstrăm, și ceea ce trebuie să renunțăm din punct de vedere emoțional, din punct de vedere mental. Metalul are o corespondență în partea noastră mentală cu fenomenul de contemplare. Acest fenomen de contemplare înseamnă că, în momentul în care noi vedem și analizăm un lucru sau un fenomen, nu încercăm să ne impunem voința și concluziile noastre, ci lăsăm ca aceste concluzii să izvorească din lucrul sau din fenomenul pe care îl observăm. Asiaticii au o educație mult mai puternică în acest sens. Noi suntem uh, oameni mai de acțiune, să spunem, mai puțin înclinați spre partea de analiză spirituală, intuiție și această parte de meditație. De aici, din acest. Uh, Nucleul al metalului au uh, izvorât uh, acele tehnici care presupun înfometarea organismului, constatându-se din punct de vedere fizic că postul stimulează această funcționare normală a intestinului gros și detoxifierea, prin aceasta regenerând imunitatea și organismul. Tot de aici au derivat acele tehnici în care au legătură cu uh, meditația. Și faptul că atunci când ținem post neintoxicând organismul, ficatul nu mai trebuie să purifice toxinele care vin prin procesele de putrefacție din intestinul gros, și atunci ficatul implicat în vederea spirituală ne lasă să putem fi mai liniștiți și mai relaxați. Putem să vedem lucrurile cu adevărat din punct de vedere spiritual. Interesant este că între nas și intestinul gros este o legătură foarte puternică, nasul fiind simțul și organul care este legat de intestinul gros, el fiind dat nasul ca prin miros să analizeze inclusiv consistența materiilor fecale, pentru că acel miros îi spune creierului nostru dacă ceva este în regulă la nivelul organismului, un fel de uh, mecanism de protecție, dacă vreți. Și toate acele tehnici de meditație, deci derivă din uh, această echilibrare intestinului gros care conține în el uh, reglarea imunității și a diviziunii celulare, diviziunea celulară care dacă este controlată conferă, să spunem în ghilimele, nemurirea din punct de vedere energetic și fizic uh, sigur până la un anumit nivel, dar echivalentă putând fi înțelegând în felul acesta căutarea tuturor civilizațiilor prin tehnicile de meditație, antrenament mental și așa mai departe. Tot metalul conține în el, pe lângă culoare albă, simbolul acesta, vedeți, apa și metalul se exclud reciproc. Apa simbolizează nașterea, simbolizează viața, simbolizează, într-un fel sau altul, legătura care poate să existe dintre obiecte, dar apa nu face într-un mod continuu acest lucru pentru că ea are o memorie foarte puternică și substanțele se dizolvă și își pierd această identitate pentru a se regăsi în structura apei. Apa structurată, așa cum și Masaru Emoto a dovedit faptul că sub influența emoțiilor noastre, apa se structurează diferit, cristalizându-se sub forma unor cristale armonioase sau disarmonioase, așa cum sunt și emoțiile noastre. Pe de altă parte metalul este un element care restabilește continuitatea, pentru că aliajele sunt lucruri care prin unirea mai multor componente se transformă în altceva care cuprinde esența tuturor elementelor constitutive, dar nu lasă să se mai vadă chiar atât de mult independența lor și mai apare și o proprietate care nu era conținută acolo. Sigur că oamenii ar fi putut să folosească această calitate a metalului, înțelegând că prin unirea eforturilor s-ar putea obține ceva mult mai mult decât individual. Numai că de multe ori în istoria omenirii, civilizațiile au folosit acest pretext pentru a făuri arme, aliajele dând arme mult mai puternice. Și așa s-a întâmplat ca anulând această puritate și inocența metalului, să să ajungă la războaie și distrugeri foarte mari. Noi trăim, trăim într-o epocă metalului. Trăim într-o epocă în care uh, oamenii sunt învățați, în primul rând, să distrugă. Și, apropo de asta, există o piară și o parabolă taoistă foarte interesantă și mă gândesc, cum spuneau taoistii, în urmă cu mii de ani, lucruri care sunt valabile și acum. Ceea ce te face să te întrebi: cât de mult se pot schimba oamenii? O întrebare greu de răspuns. Eu, având nenumărate mărturii în acest sens, și pozitive, și negative, și tauistii spun că, într-un fel, dacă noi suntem ca metalul cum ar fi ca metalul acesta care un fierar îl topește și vrea să-l pună într o anumită formă să se revolte împotriva fierarului și să spună că nu vrea să ia acea formă. Pe de altă parte, metalul poate fi folosit ca să se facă din el săbii sau ace de acupunctură, depinde de folosința pe care o dăm noi metalului. Până la urmă, cunoașterea profundă a lucrurilor înseamnă modul în care știi să le folosești. Spunea maestrul Taoist unui discipol că înainte de a învăța să faci rău, trebuie să înveți să faci bine. Și este o mică capcană aici, o capcană a înțelepciunii. Pentru că atunci când faci, de exemplu, acupunctură și când ai în îngrijirea ta mulți oameni pe care, așa cum spun de fiecare dată și reamintesc, Dumnezeu îi vindecă, atunci când dai acești oameni în îngrijirea ta, de fiecare dată încerci să le ocrotești viața. Încerci să-i ajut să renască. Încerci să-i ajut să se schimbe. Deci, în primul rând, faci bine. Muncind foarte mult pentru a crea acest bine, devine foarte problematic și greu să-ți mai lași mintea să gândească la lucruri negative, pentru că știind cât de prețioasă este viața, E puțin probabil că te vei mai apuca să faci rău. Și metalul este legat foarte mult de capacitatea noastră de, de creație. Chiar și de creația fizică, pentru că există, în anumite cazuri, în situația de procreere, situații de incompatibilitate între spermatozoizi și ovul date de o proastă funcționare a imunității. Dar, în primul rând, noi suntem ființe creatoare. Sigur că teama de moarte, guvernată de intestinul gros, îngrijorarea, tristețea și toate celelalte lucruri ne trag înapoi și ne fac ca mintea noastră să se fixeze în problemele imediate. Dacă problemele imediate ar însemna trăirea clipei și a bucuriei de a fi, pentru că ființarea și viața are o bucurie a ei, o bucurie care ne-a fost dăruită pentru a ne pătrunde de ea și pentru a o transmite mai departe. Încă ar fi bine, numai că noi cu aceste probleme nu trăim nici în momentul prezent, nu mai vedem lucrurile nici cum ar trebui să le vedem, ci ne confundăm în aceste probleme și uităm că noi ar trebui să creem în jurul nostru iubire, să creem fericire. Să creăm liniște, să creăm condiții pentru ca unul sau altul din prietenii noștri să-și poată manifesta de plin capacitățile pe care le dețin, și așa mai departe. Sigur că pornirile violente, într-un fel, fac parte din natura umană, pentru că în creierul acela primordial, care se ocupă cu reacțiile instinctuale, Paleocortexul este sediul rea reacțiilor primare: iubire, mânie, furie, teamă. De deci cele sunt cumva scrise, dar mai avem și neocortexul care ne este dat tocmai ca să controleze aceste lucruri. Uh, pare mai ușor la prima vedere să promovezi și să faci lucrurile într-un mod rău și distructiv. Însă, din experiența mea pot să vă spun că a face lucrurile bine te ajută să te împlinești ca om și ca suflet și îți creează o dulceață a vieții pe care nu o regăsești în partea aceea a răului. Sigur că răul și binele sunt lucruri relative. Tocmai de aceea taoiștii vorbesc de acel principiu UEI Principiul non-acțiunii. Ca să înțelegeți mai bine, non-acțiunea înseamnă acea zi în care totul ne reușește fără efort, ușor și din prima. Acest sentiment de ușurință, bunătate, fericire și simplitate ne însoțește de fiecare dată când suntem pe cale, când suntem între cer și pământ, cum este titlul emisiunii, adică când ne dăm seama ceea ce Universul și Dumnezeu se așteaptă de la noi să facem într-o situație și facem exact în momentul potrivit ceea ce trebuie să facem. În felul acesta, înțelegând că, de fapt, non-acțiunea înseamnă o acțiune în momentul și la locul potrivit, ne putem da seama că emoțiile și sentimentele noastre ne pot ajuta de multe ori să conștientizăm anumite probleme și anumite suferințe pe care le avem, și uh, nu trebuie să ne încăpățânăm să împingem viața neapărat într-o direcție pe care noi o considerăm bună, pentru că această direcție s-ar putea dovedi de multe ori ca fiind o direcție nu neapărat benefică pentru noi. Mintea Divină judecă cu altă măsură decât judecăm noi. Și dacă ar fi să comparăm așa la un nivel simplist, gândiți-vă că fiecare din noi am avea în grija noastră mii de oameni, milioane de oameni și ar trebui cumva să facem un lucru care să fie bun pentru toți. Și atunci, sigur, pentru noi nu este posibil, pentru mintea divină este posibilă, dar acest bine se face pas cu pas, se face bucățică cu bucățică, așa cum și în acupunctură, binele se creează pas cu pas, pentru că fără gândire aprofundată, nu putem să înțelegem cum am putea să facem această echilibrare. Și acum o scurtă pauză. Un cuvânt frumos care poate descrie elementul metal este liniștea este chiar o parabolă frumoasă, se spune că Buddha la un moment dat s-a gândit să facă o meditație asupra liniștii și în timp ce stătea în meditație au apărut sfinții și i-au spus, vai, dar ce meditație frumoasă a liniștii faci, la care Buddha a zis, păi da, da, n-am spus nimica, la care înțelepții au spus, „Pei, tu n-ai spus nimica, noi n-am auzit nimic, tocmai de aceea îți mulțumim pentru această meditație a liniștii. Să vedem acum, pentru Constituția Metal, cum arată copilul care are această Constituție Metal. În primul rând, ca și element psihic, este caracterizat de tristețe și, secundar, teamă, melancolie. Așa este, copilul Metal este trist și melancolic. Sigur că, vă spuneam, nu există tipuri așa pure decât descrise în carte. Și atunci trebuie să vedem și variațiile individuale. În general, copilul acesta este trist și morăcănos, este palid și slab. De multe ori este visător, pierdut în gândurile lui interioare. Adoarme de vreme, dar se și scoală de vreme, pentru că nu are o mare rezistență la efort. Are o profunzime deosebită pe care nu o pot atinge alte elemente, dar nu are aceeași rezistență, capacitatea de a face față efortului, și fizic, uneori chiar și intelectual. Copiii aceștia suferă de, de obicei de fric, sunt mai friguroși, persoane mai înfrigurate. În general, sunt copii destul de rezonabili, chiar dau dovadă de o înțelepciune prematură. Și poți discuta cu ei în termenii echivalenți cu aceia unui om uh, adult, pentru că dincolo de vorbele pe care le folosești cu un astfel de copil, el înțelege intenția și ceea ce vrei să spui la nivel mental. Pentru că această capacitate de a comunica telepatic nu este, așa cum se crede, o lucru paranormal sau nu, este o, un dat al nostru ca ființe, doar că noi ne-am pierdut obișnuința și antrenamentul de a face acest lucru. Copiii, ne pierzându-se acest antrenament și ne știind că de fapt noi nu mai știm să ne folosim acest lucru, ei stau în această stare de meditație dată de elementul metal, pentru că ei sunt mult mai aproape de divinitate decât noi și se amuză de gândurile noastre pe care le avem noi ca adulți și de multe ori o să aveți surpriza că stând la un copil și gândind la anumite lucruri, el să înceapă să vă vorbească și să vă spună, în cuvintele care le folosește, răspunsurile la întrebările sau la lucrurile pe care dumneavoastră le formulați în minte. Deci, tipul acesta de copil mai slăbuț, mai fragil, este înclinat spre a dezvolta bolile în sfera aparatului respirator, în sfera aparatului digestiv, la nivelul pielii face de multe ori acnee pe față, rujeolă dintre bolile copilăriei, de multe ori sunt copiii care sunt operați de polipi, pentru că spuneam că nasul este sub dependența intestinului gros. Și acum dacă ne gândim așa, îmi vine în minte compozitorul Chopin care chiar a avut probleme cu plămânii tuberculoză și dacă ne gândim așa la romantismul și tristețea care îl caracteriza ne dăm seama că aceste tipuri constituționale nu sunt doar așa o invenție pură, ci pot fi aplicate chiar și la tipurile umane. Ceea ce privește morfotipul de metal, așa, și caracteristicile lui psihologice, cum spuneam, culoarea este culoarea alb, nota dominantă este nota Re, pe care, sigur, o ureche antrenată ar putea să o audă mai frecvent sau dominant în vocea unei persoane care are probleme în zona plămânului și a intestinului gros. Capul este mic, umerii sunt înguști, sunt strânți. Are un spate mic și de obicei este încovrigat, este adus de spate. Abdomenul este mic, mâinile și picioarele sunt subțiri, dar glesnele sunt proeminente. Oasele, în general, sunt uh, ușoare, De nu este o persoană care să beneficieze de o osatură foarte puternică. Caracterul este intuitiv, este simplu. Nu uitați că la acest tip constituțional intuiția este dezvoltată la un nivel foarte puternic și uneori extrem de amănunțit, dar tot din acest tip constituțional apar persoanele care, la o extremă, pot deveni judecători sau justițiari. Pentru că elementului de tip metal uh, nu este pe plac. Uh, nedreptatea făcută lui sau făcută altora. De aceea, de multe ori, are această capacitate de a reacționa chiar și violent, nu atât fizic, cât mai ales verbal, atunci când simte că îi se face o nedreptate și încearcă să facă petiții, să iște uneori, poate, un proces, o, o cerere de retrocedare. Deci, cu toate că este fragil, nu se lasă învins ușor și își caută dreptatea, și este un susținător al organizațiilor și al cauzelor care caută dreptatea, justiția și așa mai departe. Deci, uneori, oscilează dispoziția de la o stare de calm, interiorizare, meditație, la o stare de agitație și nervozitate. Spun. Unii înțelepți chinezi, chiar că din această zodie, uneori, sunt persoane care sunt înzestrate pentru domeniul politic. Deși, dacă stăm bine să ne gândim, nici nu știi cum ar fi mai bine să fie un om implicat în acest domeniu. Pe de altă parte, această interiorizare și această trăire la un nivel interior a emoțiilor fac uneori ca aceste persoane să aibă inima mai agitată, inima mai să spunem neliniștită și atunci de multe ori consumul emoțional este extrem de mare în interior. Capacitățile maxime pentru acest element sunt toamna și iarna, primăvara și vara, nu putem spune că este mai slab, dar în general nu-i uh, plac foarte mult aceste perioade. În ceea ce privesc manifestările constituției uh, metal la adult, bineînțeles că, așa cum spuneam, organele corespunzătoare sunt uh, plămânul și intestinul gros. Deci, în mod firesc și în mod natural, acest element înseamnă o slăbiciune pe aceste două organe, plămân și intestinul gros. Plămânul și intestinul gros reglează, cum spuneam, și ceea ce înseamnă imunitate, deci automat probleme și în zona imunității, și reglează și pielea. Deci, automat problemele care țin de piele apar mult mai frecvent la acest tip constituțional. Dacă ne referim la partea fizică, așa cum spuneam, este o persoană care are o siluetă înaltă, ușor adus de spate, spatele mai îngust, pielea este în general albă, nasul este destul de mare, puternic și lung. Palma este lungă și îngustă, având degete subțiri care sunt degete lungi și îndemânatice, formând un oval, degete care se pot îndoi către spate, deci Cunoașteți probabil acele persoane care au elasticitate atât de mare la nivelul degetelor sau a coatelor, încât ajung să-și îndoiască mâna dincolo de 180 de grade. E, iată, aparțin acestui tip de metal. Pielea, uneori când intestinul gros funcționează puțin mai slab, din albă și palidă, poate deveni uscată, poate deveni crăpată. De aceea, remediile pentru a avea o piele bună constau evident în interior și nu în exterior în creme, cremele fiind doar un adjuvant, iar printre elementele care pot ajuta pielea să se regenereze și să se detoxifice, putem enumera aloe, nimul, care este o plantă indiană extrem de benefică pentru piele, arborele de ceai folosit sub diferite forme, extractul de sâmburi de strugur, resveratrolul, care aduce oxigen, și îmbunătățește foarte mult circulația, și să nu uităm de acizii grași, poline saturați omega-3, care reprezintă, dacă vreți, într-un fel grăsimea care unge celulele de la nivelul pielii și le face să arate mai frumoase și mai strălucitoare. De multe ori, aceste persoane, deci, când sunt mature, sunt lipsite de tonus, par oarecum mai apatice acționează, vorbesc, mănâncă încet, au nevoie de somn, de aceea se culcă de vreme, se scoală de vreme, dar de multe ori se scoală tot obosite, au uh, frecvente perioade de repaus ca să se odihnească sau ca să mediteze. Uh, uneori concentrarea și capacitatea de atenție pot să fie scăzute, alteori pot da această impresie pentru că la acest nivel Mintea funcționează oarecum pe profilul intuitiv, și atunci acestor oameni este bine să le cerem mai repede să inventeze lucruri decât să le analizeze. Iar dacă le cerem să le analizeze, să le facă dintr-o perspectivă non-conformistă, pentru că ei sunt înclinați să descopere lucrurile care, în general, scapă vederii obișnuite de multe ori persoanele adulte sub aspectul acesta de calmitate pot fi uneori pesimiste sau triste și trebuie să ne dăm seama că într-un fel sau altul tristețea este o lipsa credinței pentru că în momentul în care iubim viața, în momentul în care avem încredere în Dumnezeu și știm că El ne-a dat tot ceea ce ne trebuie ca să fim echilibrați, să fim bine, în momentul în care știm că dacă cerem ajutorul, întotdeauna îl vom primi, numai că trebuie să avem o minte și o inimă deschisă ca să vedem acest ajutor și să putem să-l primim, e, atunci înțelegem că, într-un fel sau altul, tristețea, pesimismul, n-ar trebui să-și aibă loc în Viața și în existența noastră. Sigur că, în ceea ce mă privește pe mine, în acupunctură, este poate unul din lucrurile cele mai frecvente de care mă lovesc, pentru că lipsa de speranță, tristețea care a fost sădită în inimile oamenilor care au ajuns la mine, este mai greu de vindecat uneori decât însăși afecțiunea pe care o au acei oameni. Și un lucru. Interesant este că mulți oameni vor să se facă bine având în 90% din timpul din viața lor o atitudine destul de tristă, pesimistă, răutăcioasă, distructivă. Și nu ni se pare ciudat cum de într o parte cer ajutorul și vor să fie buni și corecți, iar în cealaltă parte având o grămadă de caracteristici negative, nu găsesc că există o contradicție între aceste două lucruri și li se pare firesc ca ei să se facă bine, fără să se schimbe nimic din toate celelalte lucruri. Sigur că este și o vorbă românească, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Adică noi ca oameni nu trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeu să facă pentru noi lucrurile pentru care El ne-a înzestrat să le putem face singuri trebuie să primim ajutorul pentru lucrurile care nu vrem să le, sau nu știm să le facem. Nu trebuie să ne așteptăm să vină cineva să facă lucrurile în locul nostru pentru că lecțiile care le avem de învățat nu pot fi învățate decât atunci când noi ne implicăm și soluționăm și rezolvăm aceste lucruri. Sigur că uneori Dumnezeu ne îndrumă subtil și ne arată căi pe care noi nu am vrea să mergem și uneori soluțiile lucrurilor pe care le rezolvăm par să fie altele decât cele care ne-am dorit să rezolvă, dar altfel decât ne doream noi. Având puțină înțelepciune și răbdare vom observa de fapt că noi nu știam foarte bine de ceea ce aveam, ce aveam nevoie și că de fapt acel rezultat care pare oarecum contradictoriu cu ceea ce credeam noi, este de fapt ceea ce noi ar fi trebuit să obținem de la bun început. Uh... Acceptarea aceasta, capacitatea de a accepta cu bucurie tot ceea ce ne oferă viața și bunăvoința pe care o arătăm față de cei din jur, pentru că elementul metal ne împinge să fim judecători și să fim niște judecători necruțători, arătând cu mâna spre cei care au greșit și spre cei din jur, dar să nu uităm că de multe ori când arătăm spre ei, arătăm spre noi. Și să ne punem mai întâi întrebarea cum suntem noi cu adevărat în interior, lucrurile care le facem, și să vedem dacă nu cumva noi facem niște lucruri cu mult mai grave sau mai rele decât cei pe care îi criticăm și îi socotim atât de jos și atât de nedemni. Mintea umană are tendința să privească prin acești ochelari de cal, căci calul este animalul care corespunde logii metal. Iată, o nouă coincidență și avem tendința să vedem uh, mult mai ușor și mult mai repede greșelile care le fac alții și nu greșelile pe care le facem noi. Afecțiunile care caracterizează acest tip constituțional sunt răcerile frecvente, bronșite, traheite, sinuzite, rinite, pneumonii, reacțiile alergice, uh, asmul bronșic, tulburările în sfera digestivă însemnând constipație sau diaree. De multe ori la nivelul constipației există o disfuncție și o dereglare pe partea de vezică biliară, simbolic vorbind din capacitatea de a lua decizii, iar fenomenul de diaree este caracterizat de, o, cum spun chinezii, un deficit de energie la nivelul splinei, element care Dintr-un anumit punct de vedere, și simbolic vorbind, este implicat în îngrijorare. Deci, îngrijorarea, într-o combinație cu teama și cu tristețea, iată o triadă care ar fi bine să nu facă parte din gândirea noastră pentru a nu ne dezechilibra, cu toate că suntem încurajați chiar la nivel social, să spunem așa. De multe ori să privim lucrurile cu îngrijorare și cu teamă. De asemenea, colonul iritabil, colitele ulceroase, tulburările de la nivelul pielii, toate formele de alergii sau probleme care le are pielea, entorse, tendinite, așadar acoperă oarecum și această problemă care ține de articulații. Interesant este că intestinul gros formează împreună cu stomacul un nivel energetic cel mai mic dintre yanguri, yang ming Este un nivel energetic care asigură buna distribuție a energiei între partea de sus și partea de jos a organismului, stânga, dreapta, interior, exterior. Intestin gros 4 și stomac 36, două din punctele folosite mult în acupunctură pentru a redistribui într-un mod echilibrat energia, pentru că durerile, paraliziile și alte tipuri de fenomene de acest fel apar acolo unde energia este în exces sau, după caz, în deficit. Plămânul formează un nivel energetic cel mai mare dintre ianguri, tai-in, cu splina și pancreasul. Nivel energetic poartă, care este decisiv pentru a hotărâ dacă o afecțiune se cronicizează și rămâne în organism sau iese din organism și se vindecă. Plămân 7, splină pancreas 4, două din punctele cheie care sunt folosite în acupunctură în legătură și cu meridianele extraordinare, dar în legătură și cu acest nivel cheie. Deci, într-un fel sau altul, și la nivel simbolic, gândirea rațională care ține de splină și de pancreas este legată de intuiție care ține de plămân. Într-un fel sau altul, splina și pancreasul distribuie hrana fizică și alimentară pe care noi o luăm, plămânul distribuie oxigenul, așadar, celălalt tip de hrană la nivelul celulelor, pentru că avem nevoie și de acea hrană biochimică, fizică, avem nevoie și de oxigen. De multe ori, în prezența unor emoții foarte puternice, plămânul creează acel Gol de respirație, acea disne, acea senzație că aerul nu ajunge, și automat acest lucru înseamnă, pe lângă perturbarea ritmului respirator, o perturbare a ritmului gândirii. De aceea, tehnicile de respirație pe care eu le mai arăt pacienților, respirația completă, respirația abdominală, acea respirație care mobilizează diafragmul și face ca oxigenarea să fie mult mai puternică a fost incriminată nu de puține ori în rezolvarea multor probleme de sănătate pentru că de multe ori noi începem să avem probleme de sănătate în momentul în care oxigenarea celulară scade. De aceea antioxidanții, vitaminele A, C și E, coenzima Q10, superoxidizmutaza și așa mai departe sunt binevenite la persoanele care nu reușesc să facă o oxigenare foarte bună știut fiindcă celor bune le place oxigenul, iar celor proaste nu le place oxigenul. Deci, într-un fel sau altul, persoanele acestea care sunt caracterizate de elementul metal, poate că vor încerca să-și facă dreptate de unele singure sau poate vor încerca să caute, cum spuneam, dreptatea, dar dacă această sau situația în care se găsesc este o situație momentan fără ieșire și persoanele respective resimt acest lucru, atunci sentimentul pe care îl vor încerca va fi de neputință, neputința va bloca intestinul gros, intestinul gros va ajunge să aibă un blocaj, o constipație, balonare și în cele din urmă se va ajunge chiar și până la hemoroizi. Deci, vedeți că într-un fel sau altul uh, a căuta dreptatea este un lucru bun, dar trebuie să ne gândim întotdeauna că adevărata justiție și adevărata dreptate vin de la Dumnezeu și noi încercăm de multe ori să sfătuim și să facem această dreptate așa cum credem noi cu mintea noastră, dar uneori e bine să încercăm să ne punem și în situația celuilalt și să ne gândim la un nivel poate mult mai larg, pentru că în momentul în care Vom face această trecere de la tristețe la curaj, de la individualitate la colectivitate. În momentul în care vom înțelege că atunci când societatea în care trăim este o societate sănătoasă, noi, la rândul nostru, vom fi oameni sănătoși și echilibrați, atunci, în acel moment, vom reuși să ajungem la un nivel cu adevărat de echilibru în interior. Pentru că, de fapt, adevărata dreptate care există. Este doar iubirea de aproapele nostru și grija cu care îi suntem alături în momentele grele în cele în care îi se face o nedreptate. Același lucru vi-l doresc și eu dumneavoastră, să aveți parte de dreptate și iubire. Multă sănătate și să ne vedem cu bine!